să o stăpâni sănătoși. Doamne ajută să fie într-un ceas bun. Doamne gestul simbolic al tăierii panglicii inaugurale a fost practic finalul a 7 ani de demersuri, încercări, insistențe și dezamăgiri, toate legate de refacerea și consolidarea Colegiului Ion Maiorescu, a cărui clădire ajunsese o ruină. Scriem astăzi istorie la Colegiul Maiorescu, doamnelor și domnilor, deoarece sărbătorim practic renașterea acestei clădiri, devenind un monument istoric atât datorită vechimii ei, dar mai cu seamă spiritelor alese ale dascărilor și elevilor care i-au trecut pragul. Această inaugurare survine după 7 ani, perioada 2007-2014, în care s-a încercat prin toate modalitățile posibile asigurarea fondurilor necesare pentru acoperirea costurilor unei astfel de consolidări. În noiembrie 2011 s-a dat în funcțiune aripa renovată a clădirii colegiului prin efortul membrilor Asociației Pro Maiorescu și mai ales al unor oameni cu posibilități, atașament și respect pentru această școală, care prin donații substanțiale au făcut posibilă desfășurarea cursurilor în 6 săli de clasă. Data de 13 septembrie nu a fost aleasă întâmplător pentru inaugurarea noii clădiri a colegiului. Cel mai fervent susținător al cauzei colegiului, o adevărată legendă vie pentru liceul emblema al învățământului giurgiuvean, profesorul Ion Dincă, și-a serbat exact pe 13 septembrie, ziua de naștere. Domnul director Dincă este persoana care merită aplaudată și merită cinstită pentru acest liceu. Iarăși vin, o fi întâmplare, o fi voință divină, ziua de ieri trebuia să fie ziua porților deschise la Maiorescu. Din diverse motive. Nu că nu am fi fost gata ieri. Așa a vrut Bunul Dumnezeu să facem astăzi. Și nu este o zi simplă astăzi. Astăzi, domnul Dincă împlinește 84 de ani. Și vântul ne va spune câți ani în slujba tinerilor și în slujba locuitorilor acestor oraș. Și uitându-se în această curte, nu cred că este vreun tânăr care a terminat Maiorescu, care să nu fi trecut prin cabinetul dumnealui de director sau să nu-l fi avut la catedră. Emoționat, fostul dascăl a citit o poezie scrisă special pentru acest moment istoric din viața Colegiului Maiorescu. Ești azi o tânără fecioară, născută ca pasărea Phoenix de odinioară. Aștept cu drag să sărbătorim al tău veac și jumătate, că să ne povestești multe, că se mai poate. Tu vei fi iar lumina ce răsare în urbea la Dunărea cea mare, căci Giurgiu, oraș cu multe biruințe, te-a clotit de grele suferințe. Alături de giurgiuveni, la ceremonia de sâmbătă s-a aflat și fostul ministru al educației, Ecaterina Andronescu. Doamnă director, doamnelor și domnilor profesori, vă felicit și vă mulțumesc pentru ceea ce faceți în acest Colegiu Național. Pentru că nu este numai o emblemă a județului Giurgiu, este o emblemă a învățământului românesc și mulțumim lui Dumnezeu și dascălilor acestei țări că practic în fiecare din orașele noastre, și nu numai în orașe, au reușit să construiască cetăți ale învățământului. Toată ziua de sâmbătă a fost dedicată Colegiului Ion Maiorescu, ce și-a deschis porțile pentru toți cei care au vrut să viziteze noul sediu. Înainte de asta, însă, în curtea liceului a fost plantat un copac, menit al înlocui pe cel care, generații de generații, a fost adevăratul simbol al Colegiului Maiorescu. Una e suficientă? Mai pune una, două, trei. Nu ți-e putere. Nu ți-e putere.